sprijin doar politic acolo sus, când a fost nevoie. La financiar. Spune sigur că nu te sprijin acolo sus când a fost nevoie. Când a fost nevoie o consultare. Da, da, da. Anumite persoane care au fost trimise să facă un proiect să... Pe temă de consultanță. Contractul este bine? Nu. Nu? E un bun bun, am făcut. Și poate trebuie spuse și pe asta. Și oricine, așa, domnul. Da. Odată se discuta că s-ar vrea, din partea noastră sau domnului deputat Stereu, să vină și deputatul Florin Iordache, în numele PR. Erau niște negocieri. Odată. Și cu senatorul Ion Toma. S-au abandonat aceste proiecte? Pentru domnul Toma, să știți, eu am... Am avut și discuție cu dânsul că tot așa erau căței din ăștia care umblau și l-au făcut, l-au terminat ca, și ca om și ca președinte de partid, dar să știți, vă dau cuvântul și deschideți acolo, regret enorm că am pus umărul că acest individ, că nu-i mai zic președinte de PSD, a preluat această funcție. Să știți că va termina, rețineți, va termina PSD-ul la urmă. Să nu fie prea târziu, dragii mei, care îi sprijiniți, vă rog să le deschideți ochii. Pentru că nu se procedează așa cu primarul. Eu asta vreau să mă înțelegeți. Că nu am, domnule, nimic de ascuns și nimic de pentru mine ca om. Nu am, nu mai trebuie nimic. Am avut, mi s-a dus salut. Acum ce mai am? Dar mă rup cu ei până când mă duc pe suiapă. Și iau pe toți după mine. Rețineți, doamna Ionescu. Nu rămâne unul. Nu rămâne unul, doamna Ionescu. Și dumneavoastră mi sunteți dragă. Sunteți perfect. Dar curând o să vi se ridice o statuie, o să vedeți. Nu, doamnă, nici nu doresc statuie. Păi de ce să... După ce-i muri, după ce-i muri, o să-mi ridice, să știi ce-i din colegiul meu. Întrebați, domn primar de la Tătulești, domn primar de la Scornicei, domn primar de la Podcoava, domn primar de la Vitomirești, domn vicepreședinte al PSD-ului, întrebați-l de stat. Dinsul a primit bani de la stat? Nu de la stat, de la guvern. Dar ajutat de cine? Și întrebați cât a primit de la Dostărescu, care e președinte Consiliului Județean. Întrebați. Și atunci vă lămuriți, doamnă. Deci asta să mă înțelegeți dumneavoastră. Că nu am nimic. Sau, ce primar e mai... Domnul primar Gealap. Ia întrebați-l pe Gealap. Întrebați-vă, domnul primar, câți bani a primit în asta? I-a spus stanul Gealapu. Da, ce poți să transmit domnul Gealapu? Că avem acolo un candidat super, super, un inginer care e vicepreședinte în biroul nostru județean și va câștiga alegerile detașat. Și o ajut pe Vale. L ajut și cu drumul județean care trece pe la dânsul pe 8 km și pe la Spine, pe la Profa. Ce pot și eu, doamnă? Nu am, doamnă, nimic. Iar dacă domn președinte e satisfăcut, eu îmi dau demisia și din președinte partid și din orice. Să-mi dea dânsul salariul care îl primesc și pe cuvânt dacă mă gata acasă. Că altfel a dat de bere acum. Pentru că nu eu am început război. Nu eu am spus că Stănescu e tras în politic, ci dânsul. Că dacă s-a încurjat de oameni ca domnul cu pietroaielui de la Piatra Old, m-am lămurit. Va câștiga el slatina asta când voi face eu patriarh. Eu s-ar putea să o câștig, să știți. Am vreo 3-4 care de-a noi băgăm în sondaje. Vedeți noi care sunt mai buni, care câștigă sondajul ăla, ala înseamnă că e bun, dacă face treabă. Dar nu, doamnă, cum procedează domnul. Și ia că bani l-a dat și totul la partidul ăsta, la PSD, ceea ce n-ar trebui să fie așa, ar trebui să fie omul, dar deși e bani. Nu ai bani, ești liber. Nu ai bani, ești liber. Dacă ești șef, iau bani. Uite, domnul Toma a venit cu picioarele pe pământ și a dat seama cât a greșit. Cu cine a greșit? Cu Stan? Nu a greșit cu Stan. A greșit cu primare. Cum și domn Stănescu, și am spus-o, a greșit și greșește în continuare cu primare. De ce nu e corect cu toți? E decât cu ai dumnealor din sud. A, nu e la piscina aia, n-a făcut mare lucru, a făcut dracu asta de pompier. Până la urmă, îți spun să unesc toți primarii, le dă foc la toată comuna și e păcat de oameni, că sunt oameni ca lumea. Noi am găsit candidate acolo la Vișa, să-l batem pe taică să. Până cu toate că îl stimez, până primarul, până Stănescu, dar am înțeles că depășește 80 de ani în 2012. Și probabil nu va mai candida.
Asta e. Altceva, alte întrebări. Domnul deputat, ce direcții de deconcentrate revin partidul dumneavoastră? Direcția de deconcentrate, noi avem la ora actuală DSP-ul, am luat la DSV ajuntul, avem prestații sociale, director, la ITM ajuntul, garda financiară ajunt, subprefect, speram să luăm prefect și vom lua până în toamnă, până în noiembrie, decembrie, că altfel Stan nu va rămâne, uite, vă dau un secret, așa, căutăm să luăm și inspectoratul școlar, dar nu vrem să luăm deconcentrate cu bani, că banul e ochiul dracului, știi? Mai bine îi lăsăm dumnealor un hidroserv, un hidroelectrică. Au oameni acolo extraordinar de bani. Da, da, da. Dar îți dați până acum. Dar, exact cum am spus în Convenția Județeană, eu consider biroul județean al PDL oameni capabili, oameni care trebuie să înțeleagă că vom fi pe picior de egalitate. Pentru că noi, la ora actuală, eu vă spun cinstit, dragii mei, nu mai dau, ați văzut că a schimbat standartica. I-am ales pe băieți să spună că nu candidează, că nu candidează. Dar să știți, doamnă, că va fi o mare tragedie pentru PSD. Vă spune Stan aici. Pentru că dacă ajungi tu la șeful tău al primarilor, al legii primarilor PSD pe județ, să nu-i trimeți consilierii tăi la ședință de consiliu să apropie un proiect de hotărâre pentru canalizare, e grav. Și mai apelezi și la prietenul tău de suflet, domnul Ciugulea, să nu-i trimeată nici el. Vă dați seama unde s-a ajuns. E singura strategie care se aplică și la data și la... Și eu stau la cuie, mă duc, băieți, spun aici, nu, domnule, nu mai vine nimeni. Dar, da, asta e. Iar domnii de la PDL, vă spun cinstit, cu mine nu au nici ei care de întoarcere. Ori mergem înainte, ori nu. Eu aș vrea, sincer, vă spun, să colaborez cu PSD-ul. O spun aici deschis, să aude și domnul ministru, că își desuie de stânga. Dar dacă nu se poate, n-ai ce face, dumne, că PSD-ul colaborează cu PDL-ul. Adică stânga originală cu dreapta originală din județul ăla. Și cu Ciugulea. Nu e normal? Bine că ei sunt și în coaliție sus la București. O să facă treaba. Până în toamnă să alege praf. Că au dat aia cu tămâie pe acolo. Cum să poți nu să spui, să ți explici? Și iar la fel, e lege. Un om adevărat de stânga, niciodată nu o să voteze un om adevărat de dreapta. Și invers. Invers. Asta e realitatea. Eu, Stan, o să mă vezi că îl votez, domnule, pe domnul Stăner cu ăsta, pe domnul Vulcov, niciodată. Unde care e partidul stânga? Da, centru stânga. Și cum e cu partidul dreapta la putere? Doamne, suntem în coaliție, cum e și... Adică la noastră se poate și la alții nu. Păi nu. Păi nu, doamnă, la noi s-a putut pentru că nu ne rute. Hai să vă spun ceva. Eu vă întreb... Ne-a dus, domnule, și pentru punct, pentru asta. Eu vă întreb o întrebare naivă. Care-i problemă? Pentru asta sunteți politician și aștept să-mi... Doamnă, eu nu sunt diplomat. Am spus că ați crescut prin șanțul pe acolo, pe la țară. La țară, domnule. Daniel Bărbulescu e politician și el e diplomat. Eu nu pot să fiu, domnule. Dacă le convine bine, dacă nu, nu. Avem aici un om bătrân. Că-l văd că acum, mă scuzați, domnul inginer. Probabil aveți în jurul 80 de ani, domnule. De când mă cunoașteți, domnule? 40 de ani. Și sunteți PSD-ți, da? PSD-ți, ca și mine. Ia spuneți, domnule, cum mă cunoașteți dumneavoastră? Eu, Stan, mi-a fost frică pe tipul lui Ceaușescu de Ceaușescu? Nu! Mi-e frică acum de Stănescu. Ce chestia, răi! Stimați ziariști, domnilor primari și domnule președinte. Îl cunosc pe domnul deputat, da? De circa 40 de ani de zile. Fiți amabil, cum vă numiți? Numesc inginerul Romiu Iancu. Și să știți că nu eu l-am adus. Brava Direcția Generală, ca inspector, control, așa mai departe. A fost un om numărul unu foarte activ în județul Olt,
cele mai bune rezultate în producție, cereale, zootehnie, comportament uman, așa mai departe. Nu putem deschide un aproape ca o persoană imbatabilă în județul Olt. Așa a fost. Sincer, curat, așa mai departe. Eu am fost acela care am făcut prima propunere a deputaților, a lui domnul Toma, a lui Iordache Colin, a lui Rodica Stănoiu, a lui Lenica Dragovescu, așa mai departe. Prima, eu am făcut. Și pe parcurs m-am rămâdit, într-adevăr, de comportamentul și de aportul adus pentru ce au fost aleși. Îl stimez și îl apreciez pe domnul Star, nu că îl cunosc de dar este un om de valoare imbatabilă ca parlamentar să-ți bate pentru voturi, pentru dreptate, umanitate și așa mai departe. Vă spun exact cum Aristotel a spus așa. Și, sau Benjamin Franklin. Și cu cât cunosc mai bine oamenii, cu atât îmi iubesc mai mult câinele. Rețineți. Benjamin Franklin. Așa a spus. Da. Iar deci îmi cunosc mai bine oamenii, cu alte mulțumim, vă rog eu frumos, mai gata, 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 hai vă rog eu frumos. Cu siguranță deci, după ziua de azi o să mult mai mult câine. Da, normal. Ei, vă ești un om care a luptat și luptă pentru dreptate. N-a acumulat averi, n-a acumulat averi, n-a făcut vile, n-a făcut nu știu ce, mai departe, să-ți bate pentru dreptate, pentru oameni, să facă ceva pentru județul Olt. Îl stimăm. Bine, mulțumesc. Da, precep. Și închei eu. Deci, rețineți, în relația cu PTL Olt, va fi o relație de egalitate între președinte și președinte, între birou județean, birou județean și primar. La ora actuală noi avem mai mulți primari ca dânsii. Dânsii de afară, noi dacă ei îl luăm. Deci, e posibil să dai afară din partid un primar ca domnul de la Dăneasa pentru că i-a spus realitatea în față? Domnule deputat, când veți avea un conducerea pe de lor? Eu speram chiar astăzi la orele 12, dar am înțeles că domnul președinte nu este aici. Domnul președinte Darius Vârbă, sunt și puțin ca supărați că n-au câștigat funcția de vice, dar a câștigat funcția de secretar doamna Lavinia Șadă, dacă știți. E, te vezi, asta e o surpriză care vă spune asta. Păi nu, are legătură, că doamna susținea PSD-ul. Susținea pe domnul Stănescu și pe toată lumea, pe aici și pe sus. E, acum doamna Lavinia Șandru e secretar executiv la... La ceea ce mie să știți că, sincer, vă spun, nu vă vine, că e o politiciană super. Faceți o confuzie. La Lavinia Șandru? Da, nu e ea. Nu e ea? E altă Șandru. Nu e ea. Nu e, nu. Nu e? Nu e altă, smară de nu. Îmi pare rău. Dacă îmi pare rău să știți că... Bule, nu mai unul, scuzați-mă, că știu că vă place. Nu îmi place, doamne! Nu, Șandru sunt mai multe, cu siguranță, dar Bule e unul singur. Eu sunt soția, n-am cum așa. De ce vă spun așa? Pentru că nu este spiorativ, pentru că v-ați spus o regla asta și pe afișul electoral și știu. A, mi-a pus-o și s-ar putea să o pun și la consiliul județean. Știți de ce? În Vișina nu e nicio problemă, că mă cunosc oamenii, că eu am fost atunci și n-am urcat pe scenă. Și probabil, nu știu dacă dumneavoastră știți de ce. Când au avut, s-au lansat în 2008. Știți, doamna, erați acolo. Nu m-am urcat și am plecat și m-am dus direct la domnul primar de la Osica. La, cine, eu eram la Ciocan, nu eu. Cine? Nu, 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 nu.
Am luat Don Ciocan și acolo m-am urcat pe scenă. La domn primar de la Osica, e un primar super. Și pe toți pot să-mi ajută. Osica de sus, da. Aia de 5.000 de locuitori. Dar acolo nu m-am urcat pentru că mulți cetățeni mi-au spus că... Nu-i bine ce se întâmplă în Chișinău. Cum Dânsu a venit în Colonel să pună primar, eu mă duc să pun și eu primar la Vișina. Asta, cu asta să încheiați, doamnă. Că noi câștigam, îl felicit pe domnul președinte. Felicitări pe care eu nu le-am primit.